Mă face fericită să fac fericiți copiii și tinerii, să descoper lumea pentru ei și cu ei. Bună, eu sunt Elena. Îmi pare bine, Elena, eu sunt Mihaela. Vreau să te cunosc. Ce faci? Cu ce te ocupi? Sunt profesor și acum lucrez cu Asociația Contrasens pe proiecte culturale. Îți place ceea ce faci? Foarte tare îmi place. Și știi de ce îmi place? Îmi place fiindcă fiecare zi e altfel. E tot cu oameni, tot cu cultură, tot cu educație, dar în fiecare zi cu alți oameni și cu alte reacții și cu alte lucruri pe care le oferim lor. Îmi spui, te rog, despre ce este acest proiect mai exact? Uite, ne gândeam că la început de an școlar invităm câte o grupă de copii de vârsta ta, mai mici, mai mari, și le propunem ca în fiecare lună să mergem împreună într-o instituție, să mergem, de exemplu, la teatru, să vedem o piesă, să discutăm despre personajele care poartă costumele alea și despre lumea lor și să învățăm să punem multe, multe întrebări. De ce ați vrut să faceți asta? Pentru că cred că atunci când suntem aproape de artă și de la literatură și de teatru și de spectacole, se deschid niște lumi noi. Și ne-am gândit că copiilor le-ar face bine asta. Să învețe despre ei, să învețe să vorbească, să învețe să întrebe și să aibă curaj. Profi are 7 proiecte pe diverse zone, cultură, educație, sport, mediu, iar noi, Asociația Contrasens, propunem proiectul pentru educație prin cultură, cultură prin educație, artă în casă junior. O să aducem 500 de copii din 8 orașe în muzee și teatre și ateliere și galerii și o să-i ajutăm să descopere alte lumi și pentru asta cumpărătorii nu trebuie să facă decât un lucru. Să cumpere de la profi, să scaneze bonul și să voteze arta în casă junior.